Hello, sunt Maria și astăzi o să vă arăt câteva dintre cărțile mele romansuri preferate. Nu sunt cu chestii sexuale în ele, pentru că eu urăsc chestiile alea și, în general, sunt super, super cute și sunt și pe partea de psihologie destul de avansate. Vine Valentine's Day! Eu sunt single. Da, anyways, gen, vreau să fiu singură, nu prea cred în relațiile de liceu, doar că da, îmi place foarte mult să citesc despre ele. Așa că, hai să începem! Deci, în primul rând, trebuie să vorbesc despre autora mea preferată de romansuri. Nu știu de ce îmi place așa de mult de ea. Ea m-a introdus în romansuri, la modul general. Și ea este Bridget Cameron, care a scris foarte multe cărți, printre care Letters to the Lost, More Than We Can Tell și Thicker Than Water. Sunt mai multe. A scris și Call It What You Want și seria aia A Curse of Dark Elnowy și The Elementals, cred că se numeau. Nu mai știu exact. Anyways, astea sunt cărțile romantice pe care mi-am arătat și Call It What You Want, pe care am citit-o pe Kindle. Sunt super cute, sunt foarte ușor de citit, cred că le-am terminat tot într-o zi. Sunt legate foarte mult de backstory-ul personajelor și cel puțin în duologia, sau mă rog, companion novelsurile astea două. E foarte mult backstory acolo, atât am de zis, mă rog, în toate, în principiu. La de ambele părți, de la fată și de la băiat. Și e foarte mișto să vezi cum se creează relația între ei și nicio relație dintre astea nu e toxică și asta îmi place extraordinar de mult la ea, pentru că la Penelope Douglas, la Colin Hoover, nu m-aștept atât, dar multe relații sunt puțin toxice, puțin de tot toxice, așa că autoare care scrie foarte mișto romansuri și este destul de underrated este Cat Crowley și a scris printre mai multe. A scris Graffiti Moon și Words in Deep Blue, adică Cuvinte în albastru închis. Amândouă mi-au plăcut extraordinar de mult, sunt foarte ușor de citit. Au niște idei și pornesc de la niște premise și care sunt super, super interesante și cred că de asta mi-au plăcut cel mai mult. Adică Graffiti Moon se întâmplă totul într-o singură seară și este cu foarte multă artă și așa mai departe și de aia mi-a plăcut. Iar la Cuvinte în albastru intens este vorba despre un anticariat în care lumea poate să lase bilețele sau să scrie pe cărți și îți arată foarte multe relații și foarte multe interacțiuni între oamenii din anticariatul respectiv, în care efectiv unii oameni se întâlnesc prin a citi anumite gânduri din cărțile respective. Vreau să vă spun că este 1 și 11 minute în acest moment și eu vorbesc despre cărți romantice, deci poate fi un semn. Alice Osman. Am doar Loveless în forma fizic. Am mai citit și Radio Silence și, mă rog, are o grămadă. Nu toate sunt, adică majoritatea nu sunt romansuri propriu-zise. Asta este despre o tipă sexuală. Doar că am zis să le includ și pe astea pentru că, în primul rând, majoritatea sunt LGBTQ. Și cele pe care le-am spus acum sunt fată băiat, straight. Deci, dacă vreți ceva diferit, puteți să încercați pe Alice Osman. Cărțile ei nu sunt niciodată... Nu sunt standard. Gen, nu respectă o formă anume. Radio Silence, de exemplu, este... M-a confuzat. Mi-a plăcut extraordinar de mult, dar nu m-a așteptat să se întâmple asta. Și după am început să văd cărțile ei ca pe ceva separat de lumea asta de contemporan, de adolescenți. Așa că, dacă, sincer, dacă vrei să încerci ceva nou, încearcă-o. Vreau să pun cartea asta, pentru că știu că multe persoane au fost mari fani a ei, doar că mie nu prea mi-a plăcut așa de mult. Dar mi-a plăcut foarte mult pentru că are puțin smag în interiorul ei și da, are chestii sexuale și este foarte mult politic. Politic din punct de vedere și foarte multă mitologie. Nu mi-a plăcut atât de mult, nu m-a prins atât de tare, doar că povestea e super mișto, deci sunt of Achilles și nu o să intru prea multe detalii cu cartea asta, pentru că cred că e cea mai populară carte de pe BookTok în acest moment și eu nici măcar nu mai am BookTok și știu asta, deci spune multe.
O altă carte care mi s-a părut foarte interesantă și nu cred că mai există o carte ca asta este Felix Ever After. Este despre un tip black, queer și transgender. Nu o să vă dau spoilere, dar este efectiv despre cum își găsește el iubirea și cum începe să-ți iubească pe sine și cum sharing that, I don't know, outside of him. Pe el îl cheamă Felix Love și vrea, practic, pe tot parcursul cărții să-și descopere, să găsească cineva care îl iubește. Sau, anyway, să vadă dacă poate să iubească cineva, pentru că se consideră foarte marginalizat. E foarte mișto. Nu o să vă dau spoilere, că nu, se strică toată ideea. Să nu spui niciodată pentru totdeauna. Mi-a mai făcut extra de mult. Mă rog, este într-o stare absolut deplorabilă în acest moment, pentru că am citit-o în metrou când mă plimbam prin oraș și, mă rog, am terminat-o exclusiv în metrou. Este despre o tipă super timidă care se întâlnește cu un tip pe care îl știe din copilărie și amândoi au traume foarte mari. Nu știu dacă să spun mai multe despre cartea asta, dar pot să spun că a fost adoptată și ea și el. Cred că atâta pot să spun. Altceva, nu știu dacă vreau să spun. Dar încercați-o. E foarte mișto. Ok, și asta au fost toate recomandările pentru azi. Sper că v-au plăcut. Sper că aș lua câteva cărți noi din recomandările astea. O să mai fac și partea a doua, pentru că mai am o grămadă de cărți la mai deci pe care nu le-am discutat încă. Și da, sper că o să aveți un Valentine's Day mult mai entertaining acum, că aveți atâtea cupluri în care puteți să trăiți. Da. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe, whatever, you know the drill. Și ne vedem în alt clip. Pa, pa!